întors, aveam în iunie, la sfârșit de iunie, anul trecut, aveam 8 abonați. Eram foarte bucuroasă în sinea mea că s-au abonat, că 8 oameni au încredere în mine, că 8 oameni mă urmăresc, că își petrec timpul vizualizând filmulețele, clipurile, vlogurile, mă rog, ceea ce prezentam eu acolo. A trebuit să plec în Anglia, pentru că a trebuit să schimb macazul, că în Spania a fost cum a fost și nu prea a mers și a fost mai mult un timp pierdut, dar asta e, mai și pierdem, sau mai mult pierdem decât câștigăm, dar asta e, ne facem oarecare experiență, așa a fost să fie, nu am vrut, nu am știut și dacă aș, cum e vorba românului, dacă aș ști dinainte m-aș feri, dar n-ai de unde să știi, nu spune nimeni, sunt experiențele vieții și învățăm din greșeli și mergem mai departe. Așadar, la 1 iulie am plecat în Anglia. 1 iulie anul trecut am plecat în Anglia cu intenția de a munci, de a-mi găsi de lucru. Ei bine, mi-am găsit pentru că pusesem treburile la punct din România, cu telefoane, cu alea, cu alea, și am avut și chirie și loc de muncă și intenția mea și planul meu cu Anglia a fost să pot să-mi duc băiatul la muncă acolo, pentru că eu, ca eu după aia să mă retrag, pentru că am pe taică în vârstă care trebuie să stea cineva cu el. Băiatul cât a fost la școală aici a stat el, dar nu pot să țin copilul să stea cu bătrânul, că, dragă Doamne, nu. Lasă să zboare, să-și facă viață, să-și facă experiența și să evolueze, mai ales să evolueze, pentru că e, acum e startul. Startul acum se dă. Când termin școala, îți iei zborul. Bine, școala nu se termină niciodată. Eu sper să continui acolo studiile. E la alegerea lui. Mă rog, vom vedea. Va vedea, nu știu. El decide. Eu consider că mi-am făcut datoria atât cât am putut și mai departe o să-l ajut cât o să pot, dar asta a fost rostul și scopul plecării mele în Anglia. Plus că mai câștigat și eu un bănuț lucrând pe aici, lucrând pe aici pe acolo. Am lucrat și la hotel, am lucrat și la fabrică și bineînțeles că acum de când s-a declanșat criza asta cu norocirea asta cu COVID-ul, am un concediu prelungit. Dar nu-mi pare rău. Mă înfrup din fericirile astea de a sta sub cerul liber, de a sta la aer, de o anumită libertate. Libertate pe care n-am avut-o mulți ani. Tot timpul în criză, de timp, muncă, casă, muncă, casă, muncă, casă, adică cursa șobolanului continuu, așa se numește ea în termenii tehnici. Și, am fost destul de ocupată, să zicem așa, cam tot timpul. Când nu era una, era cealaltă. Iar acum savurez cu adevărat libertatea și liniștea. Ceea ce vă doresc și vouă. Deci când am plecat în Anglia pe 1 iulie, aveam 8 abonați. În Anglia am mai făcut câteva, tot așa, 2-3 pe săptămână. Acum am început să prind gustul de vlog și 2-3 pe săptămână, 2-3 pe săptămână. Bun. Am mai făcut cam când am venit în România pe, în octombrie 2019, aveam 50 de abonați. Bun. Deci în octombrie 50, cam 50 de abonați, cam pe acolo.
Iar eu vreau să vă povestesc cum am ajuns eu la fantastica sumă de abonați pe care o am în ziua de azi. Deși eu sper să mai crească. Pentru că așa e, cu timpul prins gustul și vrei din și mai și mai și mai și mai. Da, încercăm. Încercarea moarte n-are. O muscă vrea să-mi intri în gură, Doamne ferește. Și și cum a început să vină și mai mulți abonați, v-am mai povestit în alte, cu alte ocazii, dar o să povestesc încă o dată acum, pentru că video ăsta este în special pentru evoluția mea pe planul ăsta. Îi urmăream pe băieții ăștia, Tiberiu și Cornel, și la un moment dat ei au spus că și la o anumită dată, luna noiembrie, pe 9 noiembrie, parcă anul trecut, au organizat acea sfințire a căsuței și a spus că cine vrea și poate să vină, să vină, să participe. Și am participat și eu, am cerut încuviințare să fac un filmuleț acolo. Am făcut un filmuleț foarte scurt, în ciuda faptului că eu vroiam să fac... Bine, n-am avut timp, nu că m-ar fi oprit cineva, n-am avut timp, că așa a fost situația. Am reușit să fac un mic filmuleț de 14 minute. Filmuleț care a atras în jur de 600 de abonați. Persoane care s-au abonat imediat, cam în decurs de o săptămână după publicarea acelui filmuleț. Iar după avalanșa asta de abonamente, s-a mai abonat lume, dar nu sub formă de explozie cum a fost atunci, ci așa, aleatoriu, 2, 3 pe săptămână, deci a scăzut după aceea foarte mult, foarte, foarte mult, a scăzut, pe la 900 se oprise, într-o bună zi de la 900 a dat înapoi până la 600, nu știam de ce, a doua zi iară s-a completat până la 900, deci se mai întâmplă chestii din astea și nu reușeam să ajung la 1000. Că, na, știți și dumneavoastră că prima 1000 de abonați, trebuie să ai 1000 de abonați ca să poți să monetizezi canalul, adică să pui acele reclame. Și, mă rog, dorința fiecărui vlogger este să ajungă cât mai repede la acea 1000. Și cu cât îți dorești mai mult, cu atât vine mai greu. Să făcuse 950, 900 și nu s-a mai abonat lumea. Mă rog, am încercat să nu mai dau atenție, dar ce vreau să vă spun la cei mai care nu ați atins faza asta? Nu intrați în depresie, nu vă opriți. Chiar dacă nu vă merge, continuați. Deci, care e tehnica vlogăritului? Merge, continuă, în același ritm. Nu merge, continuă, la fel, continuă în același ritm. Pentru că odată și odată va merge. Și chiar așa a fost. S-a făcut și mie, am și monetizat canalul, iar după aceea, da, se înregistrează pe parcurs perioade când explodează puțin mai mult canalul, adică se abonează oamenii, așa, parcă zici că vin în grupuri, iar alte ori foarte puțin. Momentan a explodat un videoclip în sensul bun, și anume acel cu a explodat mai de mult videoclipul, acel cu soluția pentru tot felul de puriști, țânțarii, căpușe și așa mai departe, care l-am publicat anul trecut.
dar foarte multă lume îl caută, foarte multă lume îl aplică, este de mare eficiență și ce vreau să vă spun, vă mulțumesc la toți pentru îngăduința și înțelegerea de care dați dovadă, pentru încurajări, pentru abonamente, pentru like-uri, dislike-uri și distribuiri și mai ales pentru faptul că sunteți alături de mine zi de zi. Vă pup, vă doresc sănătate și tot ce-mi doresc mie să aveți și voi. Și să dea Dumnezeu să fie bine, că de rău suntem sătui. La revedere! O zi bună și vă mai povestesc eu mai multe cu altă ocazie, în alt vlog. Ciao!